atrăgătoare, înzestrată cu imaginație bogată, ai aspirații înalte și toate calitățile necesare pentru a transpune planurile tale în realitate. Tu poți insufla același idealism în ceilalți, inspirându-i să te urmeze. Pasionată, fermă, persistentă și intenționată, începând un proiect, nu te oprește nimic. Romantică și idealistă, îți place să dramatizezi și să-ți mitologizezi viața, înconjurându-te cu efecte teatrale și încercând să experimenteze numai sentimente puternice, vei fi strălucitoare și memorabilă. Ai o dorință puternică de cunoașterea adevărului, dar și un interes pentru părțile întunecate ale vieții și subiecte care, de obicei, provoacă aversiune în oamenii destul de sensibili. Tu simți că sarcina ta este să dezvălui cu curaj secrete ascunse, încerci și, dacă este necesar, expui pe cei care deranjează pe alții. Dovezile și documentarea adevărului, oricât de monstruos ar fi, ar putea deveni manie și chiar vor deveni o chestiune a vieții tale. Tu poți rezolva aceste probleme într-un mod pozitiv și creativ, educând și îndrumând semenii pe. Natura ta este atât de rafinată încât poate să dezvălui adevăruri neplăcute, ceea ce poate duce în cele din urmă, la acțiuni antisociale din partea ta. Cu toate acestea, îți poți ridica nivelul spiritual, să realizezi că faptele sunt rele, să le comentezi și astfel să inițiezi progresul spre un nivel superior al existenței tale. Cu acest aspect, ei e șansa de a trece printr-o mare evoluție a personalității în timpul unui ciclu de viață. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: autonomie, creativitate, posesivitate, noblețe, loialitate. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte eșaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu copleși pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență în gândire, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Fiecare om trece prin viață în felul său. Tu ai dorința de a îmbunătăți lumea din jurul tău. Desigur, iubești complimentele și lingușirea, dar lingușirea ridică spiritul tău. Tu ești în mod natural talentată și ești, de asemenea, mândră, egoistă, încrezătoare. Tu ai un fin simț al umorului, o atitudine pozitivă, ești independentă, foarte răbdătoare. Tu ai o înțelegere delicată a naturii umane și ești greu de păcălit. În ceea ce privește banii, tu investești cu înțelepciune și, în același timp, nu faci un secret din modalitățile de a obține un succes financiar. Tu preferi să-ți ascunzi viața emoțională, pentru că nu ești obișnuită să ai încredere în toată lumea. Tu poți deveni în mod conștient inaccesibilă pentru tot felul de sentimente pentru a urma calea pe care ai ales-o fără nicio piedică. Pentru tine,
Este extrem de important să ai un public pentru a-ți prezenta chemarea, uneori chiar pentru a interfera, precum și pentru a demonstra un comportament neobișnuit. Tot ceea ce știi ar trebui să fie supus aprobării publice. Dacă ești critică, punctul tău de vedere ar trebui să fie public și supus revizuiri. Dacă ai ales o carieră în sport, priceperea sau puterea ta ar trebui să fie cel puțin recunoscute, dacă nu admirate în mod deschis. Tu cauți respect, dar nu trăiești pentru aprobarea altora. De fapt, opoziția sau antagonismul, cu care trebuie să te confrunți adesea, au doar un efect tonic asupra ta, îți întăresc vitalitatea și te îndreaptă spre succes. Cu toate acestea, trebuie să fii atentă la un număr atât de mare de opoziții, deoarece atitudinea ta negativă și destructivă te poate persecuta pe tot parcursul vieții tale. Tu poți avea un succes dacă înveți să-ți folosești intuiția în modul cel mai oportun și mai productiv. În situațiile familiale, ar trebui să te ferești de a fi în mijlocul necazurilor. Fiind un catalizator natural, ai tendința de a stârni contradicții în orice sferă socială în care îți desfășori activitatea. Se pare că violențele, disputele și luptele pur și simplu te încurcă. Cu toate acestea, tu reușești să folosești energia ta sălbatică în conversații, muncă sau proiecte creative, astfel încât să nu interfereze cu viața ta personală. Odată cu vârsta, vei deveni mai înțeleaptă, iar partea răzvrătită a personajului tău este de obicei îmblânzită. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești bună, fiabilă, creativă, strălucitoare. Natura ta contradictorie puternică și mândră este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație. Tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 11 august soarta ta? Tu ești influențată de Lună, Neptun și Soarele din Leu. Influența acestor planete ți oferă măreție intelectuală și socială față de alte persoane. Natura ta are un interes puternic în cunoașterea tuturor sferelor vieții. Ești creativă, înțeleaptă, romantică, ai o gândire inovatoare, ești hotărâtă, ești foarte greu de înșelat. Binecuvântată cu imaginație, ai toate calitățile pentru a transpune planurile și ideile tale în realitate. Spre vârf te îndrepți cu diligență, perseverență și pricepere. Tu ai o părere personală și o viziune extraordinară asupra lucrurilor. Tu preferi să-ți ascunzi emoțiile, pentru că nu ai încredere în toată lumea, ai nevoie de respect, dar nu cauți aprobarea altora. Orice alegere în domeniul creativ îți va asigura succesul, datorită aptitudinilor diplomatice și tactului. Ești foarte loială celor pe care îi iubești. Întotdeauna vezi la oameni o parte bună, îi simți perfect, în ciuda neajunsurilor lor. Tu nu ai aproape niciun dușman, pentru că ești generoasă și bună cu toată lumea. Ai un caracter puternic, ești nobilă prin natura ta. Oamenilor le place stilul tău de comunicare. Tu ai nevoie de o audiență gata să te audă și să înțeleagă viziunea ta asupra lumii, precum și să-ți demonstrezi caracterul neobișnuit. Opoziția altora te ajută la realizarea succesului. Utilizarea corectă a intuiției tale te va ajuta să reușești în multe feluri. În orice afacere financiară ești mereu norocoasă. Tu primești bani din diferite surse, atât prin câștiguri în mod independent, cât și prin moștenire, dar poți câștiga bani buni cu propriile talente și abilități. Tu ești foarte populară cu sexul opus. Ai multe hobby-uri și romane care îți aduc griji și frustrări. Fiind suficientă de atentă, vei găsi fericirea adevărată în viața de familie la vârsta adultă. Dragoste și compatibilitate. Ești un prieten generos și loial, sau o iubită specială, uneori pari completă detașată de mediul înconjurător. Poți fi atât de scufundată în crezul tău de a ajuta lumea, încât să uiți de nevoile propriei familii. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși,
puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi relațiile cu balanța. Esteții sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos în leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu Scorpionul și una nefericită cu Taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești înzestrată cu o perseverență incredibilă. Asemenea calități, combinate cu o putere mare a voinței, îți permit să implementezi proiecte mari. Sub patronajul lunii, îți dezvolți intuiția care este generează idei. În plus ești foarte practică. Poți lua decizii eficiente. Deoarece ești intenționată, rațională, poți face rapid o carieră. Domeniile de activitate de succes se află în activități publice. Știința și tehnologia nu-ți sunt aproape, dar excepțiile de la regulă se găsesc deseori. Sănătate și boli. Datorită naturii tale fizice și a conflictelor, te poți teme de diverse accidente și trebuie să te aperi de ceilalți, precum și de tine însăți. Ar trebui să limitezi alimentele cu predominanță yang, pe bază de carne și produse lactate, și pe cât posibil, ar trebui să fie înlocuite cu cereale. Ar trebui să eviți părțile întunecate ale vieții, deoarece există un pericol de instabilitate psihologică pentru tine. Dacă ești prea pasivă, va trebui, mai devreme sau mai târziu, să te întorci la calitățile tale de luptă și să lucrezi cu ele. Conflictele care apar în viața ta pot fi produsul agresiunii reprimate. Este mai bine să respecti restricțiile și proporționalitatea în relațiile tale sexuale. Ferește-te de accidente. Riscul de vătămare crește semnificativ odată cu vârsta. Vârful pericolului de vătămare se situează între 35 și 45 de ani. Soarta și norocul. Universul ți-a deschis toate ușile spre succes, îți va fi ușor și amuzant să treci prin viață. Ai abilități creative, ești hotărâtă, încăpățânată, ai întotdeauna opinia ta. Ar trebui să eviți căsătoria timpurie, deoarece o astfel de căsătorie va fi condamnată la divorț. După ce ai creat o familie la o vârstă mai matură, vei fi fericită și iubită. Acționând în mod intenționat, cu fermitate, poți atinge o poziție înaltă, poți fi destul de fericită și de succes. Dar tu nu trebuie să uiți că cei cărora li se oferă mult, li se va cere în general mai mult. Sfaturi pentru tine. Pentru a ajunge la armonie trebuie să fii răbdătoare, să depășești iritabilitatea, temperamentul iute. Te va ajuta ocupație, fie că este vorba de muncă sau de un hobby. Păstrează instinctele și impulsurile sub control. Adevărul poate face bine, dar poate și să facă rău. Amintește-ți că succesul tău poate depinde în mod direct de aptitudinile tale diplomatice. Dezvoltă astfel de trăsături ca aprecierea și acceptarea punctului de vedere al altcuiva și amintește-ți importanța micilor semne de atenție personală. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta,
și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să-ți îndoi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unui artist de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al XVI-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trandafiri, stacojii te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite careva de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste mărșițări. Un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou înjositor. Ca pisică grațuloasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să-ți dea cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însăți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.